Atunci când pompierii au ajuns la fața locului, localul ardea violent sub privirile neputincioase ale personalului. Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui coș de fum neizolat corespunzător față de materialele combustibile. În această dimineață, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Gorj a fost solicitat pe numărul unic de urgență 112 să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit în comuna Plopșorul Satizvoare la o construcție aparținând unui agent economic. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul secției de pompieri turceni, care au localizat și lichidat rapid incendiul, eliminând pericol de propagare. Au ars aproximativ 50 de metri pătrați din fațada clădirii, cauza probabilă fiind efectul termic, un coș de fum neizolat față de materiale combustibile. Din fericire nu au fost înregistrate victime, pagubele materiale nefiind evaluate.